Bună și bine ați venit pe Tarot Tata. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Berbec, astăzi vom face Berbec pentru săptămâna 8-14 iulie și haideți să vedem ce vine către voi în această săptămână. 8-14 iulie, Berbec. Ce energii vin către voi în această săptămână? Cineva vă sare în ajutor. Primiți aici o mână de ajutor să ieșiți dintr-un impas. Încet, greu a venit acest ajutor, dar în această săptămână e o magie, se întâmplă o minune. Aveți parte de un nou început, de o nouă creștere, intenție, un nou început. Frumos, o săptămână în care poți să-ți pui intenții noi, o săptămână în care să demarezi un plan, să începi ceva, să vedem pe ce plan. Aici poate fi un prinț care salvează o prințesă, o prințesă rătăcită, singură, pe o insulă pustie aici, dragilor. Și vedeți, cineva o vede și o salvează. Apare cineva în viața voastră. Aici a fost greu, o perioadă de așteptare lungă. Muntele, greutăți pe care le-ați depășit greu, într-un timp lung. Haideți să vedem ce va duce această săptămână. Marea preoteasă. Un cavaler de foc, aveți multe lucruri de făcut în această săptămână, un cavaler de pământ, este timpul să renunți la vanitate, la ego, poate și cealaltă persoană. Poate aveți aici o persoană care a așteptat mult timp să vină către voi, un paj de apă și un paj de foc aici, doi paji, doi copii pot fi sau două energii noi. Aici poate fi un eveniment social la care participi. O nouă experiență emoțională. Vei avea parte de o nouă experiență emoțională în această săptămână. Se deblochează niște energii pentru tine, cu atât mai mult cu cât aici avem acest bătrân înțelept, magician, o vrajă vine către tine, o magie care se... Poate te îndrăgostești, poate cineva se îndrăgostește de tine la prima vedere. O persoană care vine ca un suport pentru tine, cum am văzut salvarea și doi de cupe, dragilor. Da, voi aici ați fost într-un blocaj, nu v-ați lăsat inima să iubească, nu v-ați lăsat inima să primească iubire. Acum vine universul și vă treziți îndrăgostiți, îndrăgostite sau primiți aici persoane care se îndrăgostesc de voi. La acest eveniment întâlniți persoana, este cu succes totul, veți ști, aici aveți ego, vedeți, renunțați la bariere, renunțați la toxicități, la persoane, la iluzii. Aici faceți pace cu trecutul. Poate fi aici un capricorn sau o persoană materialistă pe care o lași în urmă sau un plan material pe care începi să-l vezi diferit, făcând și acționând diferit și lucrurile încep să se deblocheze, pentru că aici faceți un plan. Un plan, o strategie și faceți ca lucrurile să se întâmple în această săptămână. Prima carte din această citire este Marea Preoteasă, dragilor. O clipă de meditație. Poate mergeți la această petrecere să mai ieșiți din rutină, să începeți și voi să vă mai relaxați, să mai vedeți și în alte culori viața, nu doar muncă, muncă și doar muncă. Pentru că aici va trebui în această săptămână să jonglați cu mai multe lucruri. Aveți de făcut multe în această săptămână,
poate să scoateți acte, poate să bifați și această petrecere, poate multe aveți aici de făcut și serviciu și poate faceți, găsiți un al doilea job secundar în această săptămână. Cert este că planul material se echilibrează. Primiți un bonus, primiți ceva bine meritat pe care acel bonus pe care îl tot așteptați și nu l-ați primit, poate că l-ați cerut într-o săptămână trecută și săptămâna aceasta vine. O primă de vacanță, ceva. Dragilor, aveți aici două persoane care se îndreaptă către voi. Poate fi în pești, poate fi în capricorn, poate fi tot în berbec această persoană, leu sau săgetător. Vine repede către voi să vă întindă o mână de ajutor. Poate vă scoate un prieten, o prietenă din rutina voastră zilnică, din spațiul vostru de confort, din zona voastră de confort și vă invită la o petrecere. Aici văd multe persoane care nu ieșiți, nu mergeți decât acasă, muncă, acasă, muncă și ați uitat un pic de plăcerile vieții, de bucuria vieții. Se rup aceste legături, se rupe acest context monoton. Aveți victorie asupra vieții voastre, pentru că este timpul, dragilor, să jonglați cu nevoile voastre, cu dorințele voastre, cu visurile voastre. Veți fi într-un echilibru perfect în această săptămână. Planul material, bugetul se echilibrează și vă permiteți să ieșiți la o petrecere, la o nuntă. Poate mergeți aici să faceți un cadou cuiva de casă nouă, de botez. Poate fi aici o întrunire de familie sau între prieteni, unde vei cunoaște o persoană specială. Acea persoană poate te invită la ea acasă, poate te invită la o altă petrecere. Aici, cert, mergi cu o persoană, ori mergi cu această persoană, ori aici o vei cunoaște o persoană care te va ajuta pe tine în obținerea scopului tău pentru a ieși din această monotonie. Este o săptămână cu foarte multe lucruri de făcut, o săptămână norocoasă pentru voi în care iubirea primează, dar primând iubirea, lăsați planul material la o parte. Lăsându-l puțin la o parte, eliberându-vă, planul material începe să se echilibreze. Poate vine o ofertă, cum am spus, nouă pentru un job nou. Poate veni aici în această săptămână o ofertă, care este oferta voastră câștigătoare. Ultima carte este victoria. O recunoaștere publică, vi se recunoaște meritul, poate promovați în această săptămână, vi se oferă un job mai bine plătit, mergeți în gradul superior de unde lucrați, aici se deblochează niște energii în această săptămână, pajii de obicei aduc deblocări, aduc energii subtile, frumoase, jucăuși aici, pajul de foc este entuziast, optimist, creativ și nerăbdător. Multe oportunități în această săptămână, noi, altceva decât vi s-a oferit până acum. Lăsați creativitatea să își spună cuvântul, creativitatea voastră. Pot să închei aici un capitol în această săptămână, să închei o școală, să închei studiile sau să închizi această monotonie, această rutină și să începi să mai ieși și tu, să mai faci și alte lucruri. Orice i-ar place sufletului tău. Aici te-au ținut aceste lucruri, poate credințe, poate îndoctrinări, poate te-ai limitat singur aici, ți-ai pus bariere singur. Ai spus că atâta se poate, mai mult nu se poate, atât este, mai mult nu pot. Poți. Poți și trebuie să-ți pui această intenție și să vrei să ți se împlinească visul, oricare ar fi el. Dacă este în iubire, în această săptămână se îndrăgostește cineva de tine, ori tu te îndrăgostești.
intuiție foarte multă în această săptămână. Vei ști cine este persoana predestinată, persoana potrivită, acea persoană care va veni să te salveze, să te scoată din această rutină. O săptămână frumoasă, aglomerată cu de toate, și iubire, și plan material, și recunoaștere, și bonusuri, și promovări pot fi aici. Posibil să treci de un interviu. Ceva se rupe, ceva toxic în această săptămână, o iluzie în care ai tot stat, o capcană în care ai tot acceptat-o. Toate aceste lucruri duc la fericire, dragilor. Toate aceste lucruri vă scot din impas, vă scot din zona voastră de confort și este bine, pentru că această ieșire din zona voastră de confort va aduce echilibru. Și este timpul. Aici probabil ați avut de încheiat karme, lucruri, le-ați încheiat, v-ați învățat lecțiile și mergeți mai departe. Greu s-a terminat acest ciclu trist, dar se închide în această săptămână și aveți posibilitatea unor noi începuturi. În iubire, pe plan material, în carieră, unde vă doriți. Da, multă răbdare ați avut. Sunteți în siguranță, dragilor. În această săptămână aveți o protecție, sunteți protejați. Lucruri simple, multe, dar o să vi se pară totul ușor în această săptămână. Totul este de bun augur. Rezolvați multe, multe probleme în această săptămână. Ești un leadership, ești cu un pas înaintea tuturor. Poți să faci aceste lucruri. Dacă te-ai gândit vreodată că nu poți, poți. Încearcă și vei vedea că poți și că toate lucrurile îți ies bine. Lasă-te purtat de val, pentru că aici apar miracole în viața ta. Foarte frumoasă energia acestei săptămâni, o energie zglobie, o energie de a face. Faci ca lucrurile să se întâmple și toate lucrurile îți ies bine. Te plac persoanele din jurul tău, îți aduc recunoaștere, îți onorează meritele. O săptămână în care ești conștient de valorile pe care le ai sau devii conștient de ele și începi să le fructifici. O săptămână superbă. Haideți să vedem dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, să aflăm și răspunsul. Sunteți în siguranță, dragilor, răbdarea voastră a luat sfârșit, încep lucrurile să se miște. Dă drumul. Probabil trebuie să dai drumul unui trecut ca întrebarea pe care tu ți-ai adresat-o să aibă și un răspuns pozitiv. Îți mai trebuiesc niște informații, mai cere niște informații, încă nu știi toate datele problemei. Lasă-te în voia Universului, aici ți se spune ca întrebarea ta să aibă un răspuns pozitiv, mai așteaptă puțin, cere mai multe informații și lasă-le să vină, să curgă informațiile ca să poți alege. Este vorba și de o iertare, încă nu ai făcut pace aici cu un trecut, cu o persoană și va trebui întâi să faci pace cu ceva care te-a ținut, ceva toxic, poate chiar acest diavol de aici, o adicție, un atașament, o persoană, o situație. Poate trebuie să renunți la un serviciu ca să poți să începi unul nou. Aici văd noi începuturi superbe, multe lucruri de făcut, o săptămână superbă. Dă drumul, nu ține cu dinții de nimic. În această viață totul este trecător, dragilor, totul este efemer. Trebuie să mergem după valorile și principiile noastre, să ne axăm pe noi, să fim bine cu noi, astfel încât lucrurile să iasă bine pentru noi. Cere mai multe informații, mai ai un pic de așteptat ca dorința ta să se împlinească. Frumoasă săptămână, vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o zi minunată. Vă pup, pa, pa!